Primul transfer care se realizează aici la FC Steaua București este Gardoș. Vrei să cumperi jocul la cel mai bun preț? Intră pe Gamerland, linkul în descriere, folosește codul DEADLY pentru transport gratuit. Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Pro Evolution Soccer! Continuăm aventura noastră cu Steaua aici în Liga Italiei. Ce ciudat sună, dar da, așa este, ne-a făcut aici o super ligă și desigur încă așteptăm primul transfer să se realizeze. Dar înainte de toate aș aprecia foarte mult dacă ai apăsat acel buton de like. Mersi foarte mult! Bun, deci ia să trecem la treabă. Vedem aici că ne-am primit ceva la negotiations. Ia să vedem other clubs, ce se întâmplă aici. Legat de Gardoș, 4 milioane, așa salar, pac pac, frumos, corespunzător, țac țac. Ia să vedem. Deci 4 milioane pentru Gardoș, respectiv opa, am dat back din greșeală, scuzați. Așa, deci 4 milioane de euro pentru Gardoș plus salariul de 490, ceea ce e un picuț măricel, dar băi, la 4 milioane să le ia pe Gardoș, eu nu-l accept. Primul transfer care se realizează aici la FC Steaua București este Gardoș, mă! Gardoș! Să vină Gardoș la echipă, mai bine zis să revină, să vină înapoi, poi. Bun, totodată să luăm și pe nimeni altul decât Anton, mă gândesc eu așa, frumos, pac pac, luăm și pe Anton, mai ales că e ieftin, o să ne ajute, superb, superb, simplu și frumos. Bun, totodată Yanis Hagi stă aici și așteaptă desigur să vină și el la echipă, să demonstreze ce jucător epic poate fi el. Desigur are o clauză de 1.016.000, e tare slabă clauza și nu prea îmi place. Parcă strict pentru această chestie aș refuza să negociez cu respectivul jucător. Că nu-mi place clauza aia, dacă evoluează vine un alt club și apoi plătește clauza aia de reziliere și după aceea eu pierd pe Yanis și practic tot ce am lucrat pentru a-l evolua este pierdut, știi? Deci, Na, oricum, ia să vedem așa, vin cei doi jucători, Anton respectiv Gardoș. Superb, ia să vedem așa, nu apare ceva? Aia că n-apare, mă așteptam să apară un de ăsta, știu și eu, mic video, că gen, vai, ne-am transferat jucătorii ăștia sau așa sau așa. Dar se pare că nu. Am văzut aici ceva legat de ce se întâmplă aici. Am primit ofertă pentru un jucător sau ce, că nu mă pricep. Mamă, mai ajutem stânciuiu, ce? Pe el? Nu, a. Teams in contact, iauzi. Oferte? N-am primit. Nope. Negotiation status, club expires in 2019, am ui 2017, deci cu contractele, contract expires next august, în august, iauzi, expiră contractul lui în august. Ok, hai să mai, să negociem atunci contractul cu Stăncioiu, că nu vreau să-l pierd pe de gratis, deci da, ok, bun. Iauzi, scouting, ce, mi-au găsit jucători ăștia la scout? Ia să vedem, players to watch. Ia să vedem, care jucători care mi-i areți tu? E aici unul Oyongo. Îl cheamă Oyongo. Ha, ce nume? Oyongo, ăsta e Coppers. A, ăsta e de la Willem, ia uite-te. Ia uite-te așa. A, ăsta e free agent. Deci ăsta n-are club, ok. Ăsta are club. Și ăsta... A, ăsta are cea club. Dar slab, mă, și-s de ăștia no name, știi? Ciudat. Mă, nu știu, renegociate. Vreau să renegociez asta cu Hagi. Mie nu-mi place să-i dau căcat de ăsta de release fee. Deci stai un pic să înțeleg așa. Deci, release fee... Nu vreau. Pur și simplu, nu vreau să-ți dau release fee, frate. Dar văd că de ea, dacă nu-i dau un căcat de ăla de release fee... El nu vine la echipă, așa că dăm end negotiations. Știți ce? Îl lăsăm pe Hagi acolo să stea liniștit, frumos, respectuos, pac-pac. Și nu-i stres că... De ce? De ce nu mă stresez, poate mă întrebați? Ha, e ușor! Pentru că mai mult ca sigur
o să vină el înapoi, o să stea el și o să vadă cum e la Fiorentina, o să vadă că ea steluța, steluța noastră, câștigă Europa League, câștigă toate aceste campionate și el stă acolo așa, post-omorât. Bun, ia-ți de mai aici, line-up and positions, stai un picuț, cum, așa, ia-l-ai. Ia-l-ai pe șeful șefilor, Gardoș, frumos, Gardoș, pac, pac, și-l punem în locul lui, Moche, sau, opa, Moche, așa, sau Tamaș. Mi-e place Tamaș, îl scoatem pe Moche. Ia și Gardoș are acolo față în joc. Ai, ce fain! Gardoș, pardon că am urlat, Gardoș revine la Steaua București. Revenirea sezonului, aș putea eu zice. Și chiar și în realitate, nu i-aș strica la Gardoș să revină la Steaua. Gândiți-vă asta, să vină la Steaua, să joace puțin, știi, așa cât să-și revină, frate. Trebuie să-și revină la forma lui precedentă și eu zic că ar trebui să și facă nebunul, numai că nu vrea el, că e șmechereli băiatul, nu vrea și gata. Bun, este mai atunci, Boldrin, nu știu, Boldrin ar trebui să joci tu pe Boldrin, ia mă, ai, eu care știam că Boldrin e mai bun pe poziția de de cam, vorba aia din FIFA, că da, ce să-i și faci, să obișnui cu FIFA. Dar bun, unde mai avem noi nevoie de jucători? Poate un RB, având în vedere că Bălașa nu-i rău, da, nici tare genial nu-i. Poate Niță, portarul 69 overall, e cam cel mai slăbuț de aici împreună cu Iacolis. O să trească să vedem. Banca de rezerve, ok, Mihalcea, pac, pac, Muniru, bun. Ok, deci ne-am întărit apărarea, respectiv cu Gardoș, și totodată banca de rezerve pe poziția de mijlocaș l-am luat pe Anton. Și acel moment când stai un pic și te gândești, oare n-ar fi trebuit să aprind becul în cameră? Și îmi cer scuze dacă e așa. Bun, deci ia-ți dăm așa, trecem mai departe acolo, scris cea de Tănase, cred că e o crescut, overall-ul, OPR, oare o semna, overall, dracu, știi ce. National team has been announced friendly match, 6 players from Steaua București. Ia, acum ne și zice că 6 dintre jucătorii noștri au fost convocați la națională. Iau, this changes nothing, ia, Pintili. Așa. N-a bine, mă, Pintili, mă, uite, bă, la el, el șmecherele acolo, la națională. Assistant coach, căcaturi, ia, deci ăștia sunt la națională, fii atent, Alibec, Gardoș, Enache, Ovidiu Popescu, Tăna și Pintili. Ok, ok, bun. Cea, frumos. Hai, vreau meci. Vreau să-l văd pe Gardoș pe teren, fraților. Vreau să-l văd pe Gardoș pe teren acolo, cum joacă pentru steluța. Și mai ales cum are Gardoș acolo frumos în kitul stelei înapoi. Bun. Deci, ia să vedem ce se întâmplă. Debutul se apropie. Vedeți? Pac, pac. Ia, da, aici cred că să negociem cu Stăncioiu. De ăsta, de contractul său pe un an, într-adevăr sunt de acord, dar salarul un picuț e cam stric ca un mister. Dar aia ce nervant, vezi că dacă aș oferi, dar nu poți, și să editezi cumva, n-am așa sau așa. Ok, greu de zis, nu aș oferi tare mult, dar na, cam atâta, așa, ok, mere mai spate, așa, ia-ți dăm, avem un match. Chestia este că acest match n-aș vrea să-l joc, oare dacă dau skip match, oare asta înseamnă simulate, cum e la FIFA, simulate match? Da, ăsta a fost simulate și se pare că Bologna ne-a bătut cu 1-0. Aoleu, mai bine nu simulam acel match. Na, să fie învățătură de minte. Aici nu e aproape, nu e ca și în FIFA. Ok. Hai mă, vreau să văd ceva chestii. În offer for Enache de la nu știu ce echipă. Ok. Deci am primit o ofertă pentru Enache. Chestia este că, dacă oferta e bună, eu îl dau. Că mie chiar nu-mi place de Enache. Dar pe de altă parte... asta un picuț, ce? Renew, market value, release fee. Dar unde văd mai exact current terms, bla bla și mă rog.
dăm accept. Așa, și totodată transfer policy, eu l-am pus, așa-i? Place on transfer list. Da, l-am pus pe transfer list, asta e foarte bine. Ies de mai aici, Enache. Deci, băieții de la denumirea aia de echipă mi-au oferit 3 milioane și ceva pe el. A, valorează mai mult. Hai să vedem, dacă reușim să negociem, eu îl dau. În sens că mie oricum, mă rog, ca și rezervă nu-i rău, știi, aia e chestia. Dar știau ce are echipa aici? Ia, wow, leo, dar ce e cu echipa asta, mă? Uai, ce slabă echipa! Fu, dar nu, frate, fără, știu și eu, 5 milioane, nu-l pot da, mă, nene, mă, nu-l pot da. 4 milioane prețului, 4 milioane merită. Ia, că acolo scrie market value 3.600.000 și ceva. Bă, pe eu să nu iau mai mulți bani pe el. Că așa Enache stă ca și rezervă, știi? Deci, ca rezervă Enache e bun. Ca titular, Bun, ia să vedem așa, ia, zice cea cu best UEFA player, ia, stai, ce? Aia, Messi, mă! Messi câștigă această cupă de cel mai bun jucător din Europa. Ia, ce tare, mă! Cu trofeu în mână și Messi, acum arată ea în costum. Hai, ce faină! LOL! Ce fain a fost secvența asta! Foarte fain! Ia, uzi, am primit ofertă pentru Stăncioiu. Opa, am primit ofertă pentru Stăncioiu. Păi eu vreau să-l vând pe Stăncioiu și atunci îl păstrez pe Poiană ca și portarul meu de rezervă sau mai degrabă iau pe altcineva. Deci azi zicem, renegotiate, că eu tot timpul negociez, dacă nu negociez un picuț, nu mă simt bine. Jucătorul valorează 500.000 de euro, zice acolo. Bun. Deci dacă jucătorul valorează 500.000 de euro, normal că eu vreau peste 500.000 de euro, pentru că Gigi Becali. Așa. Bun, ia zicem aici, a player to trade. Aveți ce interesant pe aici, mă, fraților? 74 în LB, ia fii atent ăsta. Dar e 29 de ani. 74. Nu e unul cu un nume așa amuzant, ceva pe aici, așa să mă distrez cu unul cu nume Serpa. Ia uite, bă, dar și bătrân. N-aveți jucători buni. Ok. Păi, ăsta e maximum, știi? Maximum, dar le lăs la 600.000. La 600.000 de euro fac o treabă bună, că ea, Poiană 66 overall fix ca el, știi? Deci, practic, n-aș pierde. Ok. Bun. Deci, Simeon, ăsta Poles, așa, Open Tourism Office, hai să punem și ca și loan. Ok? Punem și ca și loan, transfer policy, sunt deschis la loan și pentru el, bun. Rest, i-aș mai lăsa, că mai bine evoluați la noi. Ok, bun. Bun. Ar trebui totuși să caut și un jucător, nu că până negociem, până una alta, ar trebui să mai caut niște jucători. Mai am parcă 3 sau 4 milioane. Așa ce, mai am 3 sau 4 milioane de euro, deci da, ia să vedem. Oferta pentru ăsta, pentru Enache, ia să vedem, mi-au reoferit aici ceva. 4 milioane îmi oferă pentru Enache, valoarea sa pe piață de 3.600.000, îmi oferă 4 milioane. Mă, ce să zic? Ia că mai poți continua să negociezi, stai un pic, ia că n-am observat asta. Poți cere 4.200.000 sau 4.2. 4.200.000 și vi-l dau pe Enache și de 4 milioane, plus că mai am eu 4 milioane, îmi iau un winger șmecher de tăt la 8 milioane. Bă, super! De nu mi iau unul de la șmecher, un RF de la epic. Bun. Opera has increased to 66. Ia să vedem, bota era, așa-i? Oh, cu crotone. Crotone, hai că o să-și vedem. Opa, vine și o ofertă pentru Iacolis. Fiți atenți aici, vine ofertă pentru Iacolis. Și toată dată vreau să văd și cu bota ăsta. Ia stai un pic, merem prima la bota. 62. Și pe ce dracu poate fi opera ăla, mă? Ah, mă rog. Ba, mi-a o pârâ, mă, înseamnă overall.
8R egal overall. De acolo mi-a zis ceva 66. Mă rog. Ok, Iacolis. Primim aici ofertă pentru Iacolis. Două secunde să văd cât, un milion? No. End negotiations, nu-l vând. Eu nu-s Gigi Becali, eu îl vreau pe Iacolis. Iacolis e bun, mai ales dacă îl vând pe, gândiți-vă asta, dacă îl vând pe Nache, eu ce mă fac? Bun, avem aici un meci cu Crotone, trebuie să joc acest meci, nu vreau să pierd iar. Și ne trebuie punctele. Deci, hai să vedem cum stă treaba aici cu Crotone. Kick-off, să-i dăm bătaie. Ok, deci ia ce frumoasă este această priveliște așa, jucăm pe Camp Nou pentru că Steaua e Barcelona. Da, am făcut un mic edit și desigur am zis că ce amuzant ar fi ca eu cu steluța, așa zisa Barcelona lui Gigi Becali, să jucăm pe Camp Nou. Ziceți voi ce tare asta, mă. A? Bun, deci... Începe meciul, ia frumos, așa, Pac Boldrin, ia un pas în spate la Gardoș, uite-l mă pe Gardoș, mă, cum a venit el înapoi la steluța. Bă, dar de nu-l aduc înapoi, odată și odată, după ce ne vin banii de Europa League și de astea, vreau să-l aduc neapărat înapoi pe Kirikeș. Bă, fără Kirikeș și Stanciu, nu e Steaua. Deci îl aducem înapoi pe Kirikeș și pe Stanciu. Tiki-taka. Ok, frumos așa, ia ce bine merem, le-o lăsăm la Iacolis. Iacolis aici, opa, pasează în spate la asta, la Bălașa, ia ce bine o dă Bălașa acolo cu capul. Dar apără portarul celor de la Crotone, ce bine a prins-o. Dar ce fain merg așa degajările astea, așa, pac, așa cu capul. Numai că încă n-am reușit să învăț jocul cu să și dau și gol. Upsi. Pa, ia ce bine am interceptat-o pe asta. Tiki-taka, cred că a fost Gardoș ăla. Foarte bine Gardoș. Cum am dat-o pe asta. E, te fâs. Bă, dar cum arată kiturile astea din depărtarea celor de la Crotone, parcă ar fi kiturile alea vechi, clasice ale celor de la PSG. Parc, desigur, parcă și cu barcă. Stăteau într-o barcă. Ok, trei schimbări dintr-un foc. Intră băieți, intră Noere, Anton și respectiv Venac aici pe teren. Avem nevoie de jucători fresh, gata și pregătiți să dea gol. Desigur, foarte repede epuizează jucători aici în PES. Într-un fel e și logic. N-au overall mare, trebuie să obosească repede. Deci asta îmi place. Uai, dar nu e offset. Oh, bravo Niță. Ce a prins acolo Niță, bravo mă nene mă. Haide aici Boldrin, uitați-vă pe Boldrin. Boldrin aici, numai nu s-o demarcat Enache ăsta mă nene mă. Bă Enache, bă. Hai mă Camu, ești aproape de transferul vieții tale la nouă echipă pe care nici nu știu să-i pronunț numele. Bă Enache mă, ce zici de asta mă? Pleci și tu la echipe mari, echipe șmechere, de care n-am auzit niciodată. Na bun. Uai, de-abia aștept să-mi vină banii pe Enache și să-mi cumpăr un RF de calitate și atunci îl fac pe Iacolis rezervă și îmi cumpăr acolo un RF șmecher. Oh, ce tare o să fie. Bun, ia ce pasă aici, frumos. Opa. Bă, da, cum stau jucătorii ăștia, mă, nimeni nu vine să mă ajute aici, ce dracu. Frumos, a jucat de pas așa, ia ce pasă frumoasă am dat acolo și ia, Noere, gol! Noere, tată, este, mă! Băi, ca și în viața reală, intră Noere ca și rezervă și dă gol, mă! Băi, Noere, fai de capul meu, fraților, intră Noere, rezervă, dă gol, simplu! Ia ce fain am și dat aici, așa, pac, ia Noere cu capul, bum! Super. Băi, avem valoare. Băi, nu pot să cred că asta o să fie primele 3 puncte care le strâng cu Steaua, fix acum versus Crotone. E bine, mă, e bine. Ia, gata, meciul fix în ultimele minute a fost. Ho-ho! Gol, Noere! Băi, deci față de FIFA mi se pare un pic mai greu jocul ăsta. Desigur, și cum este ceva nou pentru mine. Dar
parcă ia uite-te mă, până și la un match cu Crotone, eu mă bucur de o victorie, știi, stau și zic, ia m-am luat, scos 3 puncte. Cred că mi l-am pus pe dificultate destul de mare, nici nu știu unii sunt, dar știi ce? E bună dificultate. E bună dificultatea asta pentru mine, că nu știu ce o fi, dar e o provocare să joc jocul ăsta, dificultatea asta de ții bine. Oh, ia mă și Dortmund face 1-1, Schalke acolo, papac, ia Anderlecht, a fost bătut, bă, Bologna, mă, ne-a bătut și până și pe Anderlecht. Mă, înseamnă că e echipă bună în sezonul acesta. Na, e bun, ia ce frumos, pac, pac, steluța urcă acolo în clasament. Ia zi de mai ce, these months reports are ready. Ce, luna asta? Ia, goal rating, assist ranking, bă, la așa. Average rating, bla, bla, bla. Ineligible match. Cum adică? A, că l-am simulat? Te referi. Aha, două meciuri, o victorie și un egal. Aha, ok. Cred. Bun. Se pare că Bălașa, ia auzi, OPR has increased to 70. Înseamnă că Bălașa au crescut în overall la 70? Ia să vedem aici negocierile, continuă negocierile. An offer for a botă, sper că e de loan. Așa și negocierile cu Stâncioiu. Ia să vedem, băi, cum am câștigat match-ul ăsta, mă, cu Crotone, mă. Bun, Stâncioiu, ia să vedem care este vorba. 600, jucător valorează 500, așa, 600. Bă, eu cred că accept. Mai are rost să negociem cu ei, oare? Opa, se pare că da. Se pare că da. Ia uite-te, pun unde pot ajunge. 700, mă. Wow, n-au ei un jucător șmecher. A, nu, ăștia să ia slabi. 700. 730. Ok. Ok, 730, îmi place oferta respectivă, 700, ok, botă. Ia-ți de mai aici, transfer fee, waiting for response for loan transfer. Ok, loan, am înțeles. Și stai un pic, aici ce e asta? Transfer fee, change to one year loan. Și ce acum este numai pe, pe 6 luni. Ok, apoi hai să-l împrumutăm timp de un an, zic și eu așa. Vedeți? Îl împrumutăm pe timp de un an. Ok. Dăm... De fapt, nu, lăsăm așa. Sau nu, trebuie să... nu. E ok. Îl împrumutăm. Accept terms. A transfer fee of 102.000 de euro will... deci... Teodor Botă will be released for loan. O să fie dat ca și împrumut. Și totuși eu primesc un procentaj... we will continue paying his salary. Stai, stai, că n-am înțeles. Deci eu continui să-i plătesc salarul, dar primesc, primesc 100 și ceva de... Ok, interesant să zic așa, transfer fee. Deci îl împrumut respectivele luni, dar totodată și primesc bani, că le dau un împrumut. Ok, mi-am convine. Și, da, hai să oprim aici videoul și, desigur, să vedem ce se întâmplă cu transferul lui Enake, nu s-a mai auzit nimic. Sunt curios, vreau să-l vând și, totodată, dacă îl vindem, scoate frumos niște bănuți și ne luăm un winger șmecher. Și, da, cam atât pentru acest episod, sper că v-a plăcut, să ne uitați de share pe Facebook, pe Twitter, unde vreți voi și un like. Până pe data viitoare, bye bye!